Emilie Imre și antrenoarea sa Maria Boghiu sunt în direct la Brașov și ne spun cum a fost drumul către medalile de la Festivalul Brașovean. Bună dimineața și felicitări în primul rând. Emil, cum te simți cu două medalii la gât? Bună dimineața! Sunt foarte obosit, dar și sunt foarte bucuros că am luat două medalii. Mi-a ajutat și țara că a fost lângă mine. Toată lumea a strigat numele meu. Publicul a fost extrem de important, Emil, asta înțelegem, dar te așteptai la o astfel de performanță? Venisești chitit să câștigi aceste medalii sau a fost noroc, conjunctură și, desigur, antrenamentul din spate? A fost și antrenamentul din spate, dar am avut și noroc. Spune-ne cum decurge antrenamentul tău într-o zi obișnuită. Păi fiecare zi avem antrenament 2 ore și pe gheață și pe uscat. Emil, dar cum ți-ai ales tu acest sport, patinajul? De ce nu hockey? Că părinții mei n-au avut bani pentru hockey. Și aici, la patinaj viteze, federația și clubul sportiv au plătit tot ce trebuia. De când practici tu patinajul, practic? Când ai intrat prima oară într-un patinoar? Am început din clasa 1. Din clasa 1 și ai început direct... Vrând să faci performanță? Da, direct cu patinaj viteză. Spuneai că părinții tăi nu au avut bani și a făcut carieră zilele acestea, una dintre declarațiile tale, cum că dacă ți s-ar fi rupt singura pereche de patine pe care o aveai, n-ai mai fi putut să concurezi. Cât de greu e în sportul ăsta din punct de vedere financiar? Care au fost opreliștile? Cum spuneți, că n-avem, deci eu n-am ghete și n-am lame, trebuie să am mai mult, dar cu asta am trebuit să concurez. Deci dacă se întâmpla ceva cu lama mea, nici nu puteam să concurez. Cum vezi tu acum cariera ta? Ce-ți dorești să faci în viitor? Vreau să calific la Sochi, dacă pot. La Jocurile Olimpice, de acolo. Spune-ne dacă... Da. După aceste performanțe absolut extraordinare, pentru care te felicităm încă o dată, ai primit un apel personal de la autorități, nu doar așa declarații în public, pentru că astea sunt mai degrabă de PR, personal de la autorități care să-ți spună că te sprijină, că te vor ajuta, care să-ți cumpere a doua pereche de patine râvnită. Ce am întrebat? Spuneam, te întrebam dacă ai primit vreun mesaj din partea autorităților, un mesaj personal de încurajare care să-ți promită sprijin și financiar, pentru că e foarte important după aceste performanțe. Comitetul Olimpic mi-a spus asta, că cumpere ghete și lame nouă pentru mine. Am vrea să întrebăm și pe antrenoarea ta acum, cum ești tu la antrenament, doamna Boghiu, cum este Emil? E un elev silitor? Da, este un sportiv extraordinar, face totul la antrenament. Deci, de la început, încălzirea, antrenamentul și revenire. Deci, este un om și un băiat excepțional. Eu cred că numai caracterul a ajutat la performanța asta pe care a obținut. Cât de mult a crescut în șansele lui de a câștiga aceste medalii? Noi am așteptat medalia, așa am pornit la concursul Festivalul Olimpic ca să luăm medalie. Nu credeam că o să luăm medalia de aur, dar o medalie am vrut neapărat. Cât de dificil e, doamna Boghiu, să reușești în acest sport fără să ai suport financiar, fără să ai posibilități financiare? Cât de mult am muncit ca să suplinească toate aceste deficiențe? Am muncit foarte mult, și pe uscat, și pe gheață. Condiții nu prea am avut. Gheața din Mercuria Ciuchi e foarte ocupată de hocheu și calitatea gheții nu e pentru noi, e pentru hochei. Din cauza asta, pregătirea am făcut la Cârța, lângă Mercuria Ciuc, și la Budapesta. Da. Ce înseamnă pregătire pe uscat? E o practică obișnuită în antrenamentele de patinaj sau a trebuit să improvizați tocmai pentru că nu aveați condiții și nu putea să stați tot timpul pe patinoar? Antrenamentul pe uscat o facem vara, când nu avem gheață, nici la noi, nici la Budapesta. Patinoarele sunt închise și atunci facem
baza pe uscat. După aia intrăm pe gheață și facem și pe gheață și pe uscat. Emil, vreau să ne întoarcem la tine. Știu că ai câștigat finala la photo finish. Pentru telespectatorii noștri, asta înseamnă că a fost foarte strâns rezultatul competiției și a fost necesară o decizie ulterioară văzută la fotografie analizată de experți. Cum e victoria obținută așa, in extremis? Cum au fost momentele acelea? Păi, mi-a ajutat și că toată lumea a fost lângă mine. Deci când din tribun 100 de oameni strigă numele tău, asta e un lucru foarte, foarte mare. Și când am bătut pe francezul cu 3 cm, foai, nici nu știu ce să spun. Nu ți-a venit să crezi. Dar spune-ne, când ai ascultat imnul apoi pe podium, la ce te-ai gândit? Păi, la părinții mei, ca să fiu mândru pe mine. Înțeleg că plecați acum în Polonia. Aveți acolo un alt concurs, vă pregătiți. Ce se întâmplă? Da, astăzi plecăm în Polonia. Avem campionatul mondial. Campionatul mondial. Și cu ce speranțe merge acolo, acum însuflețit de aceste rezultate? Păi acum sunt... Deci n-am odihnit, dar vreau să fiu în primii 20-30 de locuri. Pornești cu moralul mai ridicat acum, clar. Da, da. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm succes, vă ținem pumnii strânși de tot și pentru campionatul mondial din Polonia. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și încă o dată foarte felicitări. Multe felicitări. Mulțumim frumos.